Pregătește-te pentru surprize savuroase. Lidl îți aduce un cooking show pe gustul tău. Lidl, meriți să fii surprins. Bună seara, numele meu este Manciu Dan Constantin, am 31 de ani, sunt din Oltenița și sunt bucătar. Mi-am ales meseria de bucătar, de fapt m-a ales pe mine meseria de bucătar încă de când eram copil. Fac parte din generația cu cheia la gât, părinții mei lucrau în fiecare zi, am fost nevoit să-mi gătesc încă de când eram copil. Am început cu prima carte de bucate pe care toată lumea o cunoaște, Sanda Marin, carte de bucate. Am început ca orice alt bucătar, prin a spăla vasele în bucătărie, prin a fura meseria. Am lucrat în diverse bucătării. Prima mea bucătărie profesională am început în 2005 și de atunci m-am plimbat prin țări străine, ultimii 5 ani petrecându-mi în Anglia. Am țintit cât mai sus de fiecare dată și am ajuns acolo unde mi-am propus în anul 2018. Cel mai mare sacrificiu pe care l-am făcut a fost că am stat departe de familie. Am meritat și am știut că am ajuns în situația în care am fost împlinit pe plan profesional, în momentul în care i-am promis tatălui meu că în 4 ani de zile voi ajunge head chef și voi avea restaurantul meu. Asta s-a întâmplat în anul 2018, am ajuns head chef după 4 ani de zile la un hotel de 4 stele în Anglia. Am avut meniul meu, rețetele mele proprii, am avut auditor de la AA pentru a obține o rozetă, deci am luat rozeta cu un meniu. Preparatul pe care îl voi pregăti astăzi face parte din acel meniu și este un preparat de fine dining. Un piept de pui, French trimmed, cu un piure de sweet corn, baby leeks, chestnut mushrooms și un sos de whisky. Pentru mine este încă o provocare, șef la cuțite. Am tot avut provocări toată viața și am zis de ce nu. Toată treaba a pornit de la faptul că mă uitam la foarte multe persoane din jurul meu și la mulți bucătari și nu mi s-a părut ceva de nerealizat. Și nu neapărat pentru bani, că n-am făcut-o pentru bani. Adică am făcut-o pur și simplu pentru mine. Acum fac piureul de porumb dulce, îl fierb în lapte cu puțin usturoi, puțină ceapă, puțin piper. Ca și garnituri compuse, va avea o caserolă de porumb dulce, panceta și ciuperci, șampinion brune. Preparatul meu trebuie să fie balansat, să aibă un gust pământesc, dulce și puțin sărat. Preparatul meu se diferențiază de altele, în primul și în primul rând prin așezatul pe farfurie, în al doilea rând prin tehnica pe care o folosesc, adică nu, cine nu e bucătar nu știe să facă un French trim la un piept de pui cu aripă. Sunt mulțumit de ceea ce am făcut. Urmează să termin dișul cu frunze de oxalis, frunzele de sorel și vrejul de mazăre. Voi face un buchet din ele și va merge de jur împrejurul farfuriei. Sosul va merge într-o sosieră separat de tot dișul. Dați-mi tot ce aveți, poftă bună! Ce crezi, mă, că avem acolo? Înghețată. Dar unde, fraților, înghețată la ora asta? Cătăline, fii atent. Știi că ți-am zis că ai de făcut o poruncă. Da. Și porunca este ca după fiecare cuvânt să spui Sorin și Florin sunt mai tari ca mine. Am căzut de comun acord cu domnul Bonte aici de față. Ce crezi că avem sub? De unde să știu eu? Hai, mai zici 5 cuvinte și n-ai dat niciuna. Băi, hai, mă, ține-te de poruncă, bă bune. Spui ceva după fiecare cuvânt, Florin, Sorin sau Sorin, Florin. Asta nu e o poruncă. Ba da, este. Nu, nu, nu. Vreau o poruncă de acum, mă, dacă ați avut și voi. Hai că nu mai pot de emoții, deschideți odată să vă ce reacție aveți. Dar de ce ești ofticos? Nu sunt ofticos. Ba da, ești. Nu pot să mint poporul cu televizor. Nu mă interesează, mă, spune așa. Niciodată nu-i convine nimic. Ești ca un copil de la Mititel. E, pă bune acum. Opa. Și ce mai vreți, să vă pup și în c-? Da. Puțin? Da, mai mult. Eu nu, că nu ești bărbier. Dar să te dai cu ruși. Nu există pe planeta asta cineva mai măreț ca voi. Sunteți cei mai bucătari, nici nu mai vorbesc de asta. Pa. Cei mai buni, cei mai tari, cei mai incredibili. Ești ofticos. Da, nu sunt ofticos, am venit să spun.
mărite bucătar. Nu așa, că nu asta era porunca, nu asta era ideea. Era funny. Lasă-mă să-mi fac curaj. Păi nu, era funny, toată chestia era foarte funny. Știi toată lumea că ești cel mai mare bucătar român în viață. Lasă vrăjeala. Asta o spui doar tu. Lasă vrăjeala. Dar asta e altă discuție. Arcul de triumf. El-i. Ok. Îți place... Piept de pui, porumb. Ciuperci. Niște panceta. Praz, praz, cred că am și ceva praz. S-a vrut gătit sous vide. Așa, și piureul... Noi. Da, piureul ăsta galben. Să vrea a fi... puiul a crescut cu porumb, corn fit. E posibil, da. A pizza asta, ați găsit ce-i cu ea? Nu știu ce e. Pare trufă. Nu e trufă. Ce sos e ăsta? Un sos din roșu. Din roșu? Da. Eu știu, nu știu de unde o țin minte, am mâncat farfuria asta într-o cărciumă. Ți-a plăcut sau nu ți-a plăcut? E un preparat clar gătit de un bucătar. Da. Ăla corfit, ăla de aici și porumbul și de aici toată combinația asta de porumb. Cel mai special pui cu care am gătit vreodată era gătit, nu, era hrănit cu lapte și miere. Bă, să fie alb. Jur, era alb, 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 alb. Jur, se topea în gură și dulceag. În Italia, un fel de tărâță din asta mănâncă și pulebres. Bă, pulebres știu că mănâncă sălbatic. Își vânează singur râmele. Bă, nu știu, dar vreți să spun ceva? N-am nimic, nici cu ăla, nici cu ăla, nici cu ăla. Adică eu l-am gătit doar pe ăla așa. Băi, ăsta de țară de la noi... Băi, vrei să zic ceva? Vrei să zic ceva? Dacă îl fierbi mult. Vrei să zic ceva? Normal. Și pui bres e fix la fel. Dacă nu îl fierbi. Adică mi se pare senzațional. Hai să-l votăm și să-l cunoaștem. Mizez pe 3 cuțite, că e de... 3, nu? Da. Ăsta se mănâncă la titungară. Nu. Bea că zic la bufet. Băi, numai de-astea. Deci dacă mergem noi acolo, în mai 2021, se va mânca. Deci acum vreți să ne împrietenim. Nu vreți să-ți faci poruncă. Poate să-mi fac poruncă, uite, ca să vă fac un mare drag, următorul concurent vă fac poruncă. Bravo. Așa te vreau. Fii cooperat. Bună seara, șef. Salut, cum te cheamă? Mă numesc Damanciu, vin din Olteniță. Sport nu mai fac. Nu mai faci? Nu mai fac. Am jucat rugby, am jucat fotbal. Serios? Da, serios. Și acum vin din Olteniță. De fapt, vin de la Olimp. Lucrez acolo, momentan. La Olimp? La Olimp? Da. Păi, e iarnă, mă. Păi, e iarnă, știu. Și ce face lumea acolo? Iarna. Pe vremea asta, ce faceți? Dați nisipul, dați zăpada. Și pe mine mă surprinde. Suntem în plină dezvoltare acolo. Urmează să construim un spa. Dar tu ești bucătar de meserie? Da. De cât timp? De, să zic, undeva la 8 ani de zile. 8 ani? Și unde ai muncit așa la viața ta? În ultimii 5 ani mi-am petrecut în afara României. Unde? Scoția și Anglia. Și de unde știu eu farfuria asta, mă, atunci? Da, nu știu. Unde ai învățat tu să faci asta? De unde e farfuria asta? Dish-ul ăsta este tradițional englezesc. Este un dish reinterpretat de mine. Adică? Ei au chicken leek and bacon. Adică pui, praz și bacon. Pe care îl transformă într-un pai, într-o plăcintă. Una, două și te transformă totul plăcintă. Da, adică ei toacă tot și transformă plăcintă. Eu m-am gândit să... de gătit. Da. Eu m-am gândit să iau fiecare element în parte și să-l transform într-un dish de restaurant fine dining. Câți ani ai tu? 32. Mulți înainte. Mulțumesc la fel și noi. Când ai avut timp să joci și fotbal și... În liceu am jucat fotbal și concomitent și rugby. Până în clasa 12, după aia am avut o problemă cu piciorul și n-am mai jucat. Și cum de te-ai făcut un bucătar? Ce-ți veni așa? După ce ți-ai zdrelit genunchiul? Fac parte din categoria oamenilor cu cheia la gât, copiilor cu cheia la gât. Sunt născut în 88, am crescut cu Sanda Marie. Bunica nu-ți făcea de mâncare? Bunica îmi făcea de mâncare, dar nu putea și bunica să facă tot timpul de mâncare, nu? Eu stăteam la apartament și ea stătea la curte. Trebuia să mă deplasez cu ele. Bă, s-a apucat de bucătărie. Bravo ție că te-ai apucat. Nu de asta, și mă. Apropo de familie, ai tu soție, copii? Am soție, sunt însurat de 4 ani. Am o fetiță de 2 ani jumătate. O, să trăiască, fericită. Mulțumesc la fel și dumneavoastră. Și urmează să se nască și al doilea copil acum în decembrie, un băiețel. Foarte frumos, bravo, felicitări. Dacă ar fi să mergi mai departe, de ce ai vrea să faci parte din echipa lui Bontea? Lui Bontea? A fost bună asta, da. Da, m-a surprins întrebarea dumneavoastră, dar
Intențiile mele sunt altele. Ia să vedem. Condițiile în care merg. Hai că o să cad cu scaunul. Stai să văd. Da, 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 e nou. Am două variante. Una la Scărătescu, una la Dumitrescu. Sau una la Scărătescu și alta să nu intri. Sau așa. Da, da, da. Da, bine, nu pun niciodată rău înainte, sunt foarte optimist. Deci la cine ai vrea să intri dacă ar fi să mergi mai departe? La tine aș vrea să merg. La mine. Tu ești pe fine dining mai mult decât ei doi. Consider. Asta e părerea la alt televizor. Că, sezonul ăsta, să știi că la Amulete, majoritatea degustătorilor m-au confundat cu Bonte și pe Bontea cu mine. Asta că e mai mult Dumitrescu pe fine dining și eu mai puțin, înseamnă că te uiți la alt televizor. Deja, uite, l-ai enervat pe Bonte, pe fine dining, nu mai vrea la tine nici. Îmi pare foarte rău. Și dacă n-ai știut, sunt puțin orgolioși. De obicei... De ce? Că vrea la Dumitrescu, ce? Bine, asta și dacă șef Dumitrescu mă vrea, bine. Foarte frumos. E drăguț. Sau dacă oricare dintre șef mă vrea. Acum ce te faci dacă ajungi prin altă echipă? Să spunem așa. Dacă ajung în altă echipă, o să fac tot ce-mi stă în putere și în putință pentru a câștiga șef la cuțit. Foarte frumos. Eu nu te bravo. Cum ai zis că te cheamă, scuze? Manciu Dan. De la Olimp. De la Olimpus. Manciu. Șef la cuțite. Cooking show-ul tău preferat. Ți-a fost servit de Lidl. Meriți să fii surprins.